că a fost de partea noastră până aici și aș vrea să închem cu rugăciune. Și să ne ajute Domnul să fim, într-adevăr, niște oameni buni. Spune Domnul Iisus Hristos, omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui. Oare noi ce oameni suntem? Oameni buni sau oameni răi? Și avem ce visterie avem noi? Visterie bună în inima noastră sau o visterie mai puțin bună? Facă Domnul să fim atenți și să medităm la cuvintele pe care s-au spus în această zi. Iar în Proverbe, capitolul 10, versetul 7, înțeleptul Solomon accentuează și spune: pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, iar numele celor răi putrezește. Am vrea ca numele nostru de creștin, numele Domnului de copil al Domnului, să producă noi o neprihănire, dragii mei, ca numele nostru să rămână. Domnul să ne ajute în sensul acesta. Amin. Ar vrea să ne plecăm pe genunchi și cu toții să mulțumim Domnului, să cerem ajutorul Domnului, ca Domnul să fie cu noi și săptămâna care urmează. Amin.